Pe zona de accize și chiar în zona de impozit pe venit, profit, depindem de, cum spuneați, de ce se întâmplă în Uniunea Europeană, dacă va fi sau nu o recesiune, cât de adâncă va fi acea recesiune, dacă vom putea să creăm o masă critică, să accesăm fonduri europene, pentru că, apropo de fonduri europene, am văzut două idei bune, iată, un ministru al afacerilor europene, mie mi se pare un profesionist bun, e o opinie personală, care a venit cu o idee, cu o strategie, a zis, ne facem ca priorități proiectele mari și încercăm să finanțăm acolo, ceea ce cred că e logic să se întâmple așa, dar în același timp și un curent ciudat, adică nu reușim totuși să ducem la capăt ceea ce începusem, pentru că iată, avem acum o întrerupere de plăți la Postdru. Deci sunt mesaje divergente care vin din zona fondurilor europene. Fondurile sunt complet neaccesate și pe celălalt program Pescuici-Acvacultură, a fost demis directorul general recent și acolo e vorba de un miliard, 1,3, nu este chiar nimic. Exact. Iar acolo, deci, dacă s-ar fi lucrat într-un mod profesionalist, noi am semnalat asta prin platforma Euroclearing Funds de acum 3 ani, în permanență. Am făcut rapoarte la Bruxelles, efectiv Bruxelles era consternat ce se întâmplă, adică directoratul general mare, cum se cheamă de la Bruxelles, de amatorismul și de improvizația care domneau. Erau uluiți de câte ori veneau. Întâmplător este un funcționar român care a lucrat la delegația Comisiei Europene cu care vorbeam despre ce se întâmplă când venea să facă audituri, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Deci foarte mult lucrurile au fost rostogolite și acum se achită practic o notă de plată. E regretabil că se achită, că trebuie achitată în timpul acestui nou ministru, dar probabil că va fi un efort supraomenesc de făcut pentru a debloca aceste programe, de fapt. A spus un lucru, un cuvânt important în opinia mea, consternarea la Bruxelles. Cred că și România ar trebui să fie mai multă consternare. Eu sunt consternat pentru că nu înțeleg totuși de atâția ani ce se întâmplă cu fondurile europene. Mă tot uit la știrile care vin. Sigur, achiziții publice am o primă dată care nu erau în regulă. Încercam sau speram că se vor așeza. Se va găsi un standard, se va găsi un mod de a respecta procedurile europene. Acum vorbim despre selecția programelor care nu e corectă. Vorbim despre controle ale Curții de Conturi sau ale autorităților de audit care găsesc tot felul de minuni pe acolo, cheltuieli neeligibile de contate și așa mai departe. Bun, bref, riscăm să se dezangajeze fonduri, adică să se piardă fonduri din bugetul în 2013, 2014-2020. Și vorbim de o sumă foarte mare de bani. Da, exact. Pentru România orice sumă e importantă, dar acum chiar vorbim de o sumă mare, să vedem, poate evităm sau cât putem evita acest lucru. Și doi, nu avem un motor de creștere, așa cum spuneați, economică, din păcate. De ce încă o dată? E aceeași consternare, nu știm. Vor fi legăturile politice și cu mediul de afaceri, o fi o slabă, nu știu, administrarea acestor zone sau câte ceva din fiecare. În mare parte este și lipsa de coresponsabilizare a funcționarilor publici care au condus aceste autorități și în special cea la nivel național, respectiv atunci când observăm că, de exemplu, fostul director general, deși a ieșuat în mod clar în coordonarea acestor programe, în mare măsură, pleacă și se angajează la Comisia Europeană, bine mersi, și deci nu are nicio notă, nicio factură de, să spunem, de achitat, însemnează că este într-un fel o acceptare tacită din partea noastră a tuturor că lucrurile se petrec în acest mod. Câte vreme acest sistem în care nimeni nu răspunde pentru niciun fel de eroare se va perpetua, vă dați seama că va fi foarte greu de făcut o curățenie într-un sistem cu 7 autorități de management, vreo 30-40 organisme intermediare, cu organisme intermediare în teritoriu, adică însăși atât de stufoasă este acest sistem, această arhitectură de gestionare, încât oamenii simpli se iau cu mâine de cap și de multe ori nici nu mai doresc să cunoască sistemul, să-l înțeleagă, măcar cât de puțin. Haideți să ne întoarcem la comparația cu Grecia. Grecia a fost un campion al fondurilor europene, da, ceea ce totuși n-a scutit-o să ajungă unde aici, da. Nici pe Irlanda și nici pe Portugalia nu le-a scutit. Sunt date de exemple. Da, deci colegul dumneavoastră de profesie, economică, domnul Ilie Șerbănescu se referă de multe ori foarte depreciativ față de fondurile europene, văzându-le ca pe niște fonduri de asistare, niște cârje. Dar în cazul României, din păcate, noi nu ne puteam lipsi ca alte țări mult mai evoluate. Adică aveam nevoie de ele măcar ca un catalizator și un turnesol pentru manifestarea inițiativei. Asta e și logica bugetelor europene, nu a fondurilor europene. Dar reducem toate decalajele, despre acest lucru în esență încercăm să discutăm, iar pe cei care sunt puternici să-i facă și mai puternici. Însă sistemul de decontare la aceste fonduri pentru România este un neajuns, pentru că toate sumele se decontează întâi la nivel național, se trimit facturile la Bruxelles, Bruxelles le trimite la Banca Centrală Europeană, la Frankfurt. Și deci, până ajung banii la beneficiari, durează atât de multe luni. Am dezbătut acest minister acum vreo săptămână și jumătate și aveam exemple chiar din partea unor bănci țintuite pe acest program de relaționare între client și fondurile europene și ne spuneau că un dosar poate dura și 1 an și jumătate, 2 ani, până ca acei bani să ajungă la client. Client care... după 2 ani de zile, schimbă cu totul și cu totul un alt business plan după 2 ani de zile. Cu titlul de semi-amuzament, să vă spun că am depus, scuze, cu Principala Asociația Consultanților în Fonduri Europene, am depus un proiect pentru îmbunătățirea sistemului de absorție la Ministerul Administrației și Internelor acum 1 an și 2 luni. Deci era un sistem, un proiect care viza o ameliorare foarte rapidă, cu propunerile consultanților. Nici până acum el nu a fost evaluat după 1 an și 2 luni. Deci ca să vă dați seama puțin câtă promptitudine și disponibilitate există. Mai avem 1 minut de concluzii. Domnule Avram, poate fi Grecia de acum imaginea României din viitor? Eu evident că nu vă doriți. Că sper, că mă rog în fiecare seară să nu se întâmple, evident, pentru că ar fi de coșmar. Deci este evident că speranța este că dacă vom avea acea minte a românului, cea de pe urmă, vom putea și să ne vindecăm noi înșine ca societate civilă și să putem face rolul de cetățeni activi europeni și să influențăm în așa fel încât și liderii politici să aibă un grad de conștientizare și să ieșim din acest capac pus peste, sau acest prosop pus peste țambalul 20 de secunde, Constantin Rudnitchi. Sunt diferențe mari în acest moment în favoarea României, de la creștere economică, șomaj, datorie publică, respectiv sunt cifre mult mai bune pentru România. Cifrele sunt de partea noastră, da. Exact. Dar cifrele nu de fiecare dată ne ajută și ne fac să mergem mai departe în modul corect. Și atunci avem nevoie de, cum spuneam, de o responsabilizare, sună atât de cu o limbă atât de lemn, de o responsabilizare a clasei politice și a administrației. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne revedem mâine dimineață, începând cu ora 10 și un sfert, invitat Sergiu Nicolaescu vorbind despre cultură. O seară bună!